Tatăl celor 5 copii răpiți din sânul familiei de autoritățile din Norvegia este bucovinean. Marius Bodnariu este din comuna Iaslovăț. Atât el cât și soția sa din Norvegia strigă disperarea după ce statul norvegian le-a luat copiii, după ce directoarea școlii în care aceștia învățau a făcut plângere la protecția copilului pe motiv că aceștia ar fi abuzați de părinți. Cazul acestei familii a stârnit un val de reacții atât în România cât și în Norvegia. Senatorul sucevean Steliana Miron a sesizat în mai multe rânduri drama familiei și a condamnat indiferența societății norvegiene. Ea a făcut interpelări către Ministerul Afacerilor Externe Lazar Comănescu să intervină pentru familia Bodnărescu. Domnule ministru, media românească a prezentat drama unei familii creștine din România, căreia statul norvegian i-a luat cei 5 copii minori. Motivul pentru care cei 5 copii au fost luați de autoritățile norvegiene nu este cel al unei posibile neglijențe a părinților în îngrijirea copiilor, ci un motiv religios. Faptul că o fetiță a spus o rugăciune creștină la o școală publică norvegiană a dus la distrugerea unei familii. Nu vreau și nici nu consider necesar să vorbesc despre anticreștinismul dezvoltat în țările occidentale, nu vreau să vorbesc despre fenomenul transformării bisericilor în cluburi sau despre blasfemiile acceptate în țările occidentale ca și fenomene etiliste. Nu pot să înțeleg sub nicio formă lipsa implicării ambasadei României din Oslo sau dezinteresul manifestat de Ministerul Afacerilor Externe față de această dramă a familiei Bodnariu. Domnule ministru, sunt și eu mamă, sunt și eu creștină. Mă doare ca mamă, mă doare ca și creștină, mă doare drama acestor părinți. Domnule ministru, este nevoie de implicare, este nevoie de forța dumneavoastră diplomatică, de prestigiul României, ca această familie să se poată reîntregi. Mai ales că nu au nicio vină, au în schimb virtutea de a fi creștini. Din acest motiv, vă rog să fiți, să fim și noi creștini. Este nevoie pentru prea încercata familie martiră Bodnariu, dar și pentru noi românii. Vă mulțumesc! Astăzi, poporul român creștin este solidar cu familia Bodnariu. Parlamentarul sucevean a mai precizat că nu poate înțelege un lucru. Faptul că familia Bodnariu este o familie mixtă, soția este norvegiană, iar soțul este român bucovinean din comuna Iaslovăț. De ce oare societatea norvegiană este atât de indiferentă, de inumană în fața acestei nedreptăți? Oare nu pot fi și ei oameni?